Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Tribuna Politică, o emisiune de promovare electorală pentru alegerile locale programate, stabilite pe 9 iunie anul curent. Invitatul meu din această emisiune este Vârlean Andrei, candidat PSD pentru Consiliul Local al Municipiului Pașcan. Bun venit! Bună ziua și Hristos a înviat, vă transmit și dumneavoastră. Bun. Câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre activitatea dumneavoastră. Sunteți un membru tânăr care face parte din echipa PSD și chiar sunteți pe un loc eligibil pentru legislativul local. Așadar, unii dintre cei care vă urmăresc, dintre pășcăneni, probabil nu știu prea multe despre dumneavoastră. Vă rog. Mă numesc Vârlean Andrei, am 29 de ani, sunt căsătorit și activez în domeniul distribuției energiei electrice. Sunt crescut, născut, educat pe băncile municipiului Pașcani. Am absolvit liceul teoretic Miron Costin în anul 2013. După am continuat studiile la Iași în cadrul Facultății Tehnice Universității Tehnice Gheorghe Asache. Am absolvit Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. În 2017 am continuat studiile de master în cadrul aceleiași facultăți, Managementul Sistemelor Electroenergetice, absolvind studiile de master în 2019. După finalizarea studiilor de licență, am fost angajat în cadrul Companiei de Distribuție a Energiei Electrice din zona Moldovei, unde ocup poziția de responsabil tehnic pe zona Pașcani. Deci sunteți pășcănean. Sunt pășcănean. Și cunoașteți bine și problemele și activitatea din Pașcani. De ce în PSD? De ce v-ați înscris în PSD? De ce candidați pe listele PSD-ului? Propunerea mea de a mă alătura Partidului Social Democrat a venit din partea lui Prodan Ionuț, ce a reușit să mă atragă prin proiectele ce le-a avut în cadrul tinerilor social-democrați, și anume activitățile de 1 iunie, concursul de biciclete desfășurat în parcul Peștișorul, excursiile făcute cu organizația tânără la Palatul Parlamentului, la Guvernul României, vizitele la Bruxelles, ieșirile la taberele cu dezbateri politice și multe alte activități organizate de tinerii social-democrați pășcăni. Acolo v-ați cunoscut și... Acolo m-am cunoscut și am avut oarecum atragerea de a mă implica mai mult. Bun, când ați intrat în politică? Când ați făcut acest pas spre politică? Oficial, intrarea mea în Partidul Social-Democrat a fost la începutul acestui an. Dar activitățile mele din exterior sunt de mai demult, cam chiar și din 2020. Am ales să fac parte din echipa PSD deoarece este un partid cu oameni activi, implicați în dezvoltarea economică și culturală a municipiului Pașcani, cu idei de viitor, cu capacitatea și puterea de a implementa orice proiect. Spuneți-mi. Și totuși, cum de ați fost de acord, ați decis să candidați pentru Consiliul Local? Este o responsabilitate destul de mare pentru dumneavoastră. Din exterior, problemele orașului le-am privit cu alți ochi, având contact cu foarte multă lume, cu nemulțumirile cetățenilor din zona Pașcani. Am zis că doar intrând și implicându-mă activ pot aduce o schimbare în bine municipiului. Ce părere aveți de lista PSD? Este o listă cu oameni atât cu experiență, cât și oameni noi, cu idei de viitor, proiectele bazându-se pe nevoile cetățenilor. Aș vrea să știu de la dumneavoastră cum percepeți, cum vedeți situația actuală a municipiului Pașcani și mă refer aici în special la administrația locală. Ce credeți că nu funcționează, nu merge, nu este în regulă în municipiul Pașcani și ce anume ar trebui schimbat?
Nu vreau să judec sau să critic actuala administrație. Venind din exterior și cu nu o foarte mare experiență, ar fi urât să spun ce nu a făcut bine, ce este bine, ce este rău. Este vizibil că municipiul Pașcan nu arată chiar ca un oraș european. După cum putem observa, infrastructura rutieră și pietonală lasă de dorit. Vegetația scăpată de sub control, din spațiile verzi, din zona esplanadei, zona străzilor aferente. O altă situație mai gravă este cea a câinilor fără adăpost. Alte probleme identificate? Sunteți mulțumit, de exemplu, de situația economică, de nivelul de trai din Pașcan? La fel și acest aspect lasă de dorit, tot din ochii cetățenilor, tot din exterior, s-au mărit taxele și impozitele locale și tot nu se cunoaște nimic, nu se văd mari realizări. Tot s-a sperat în acești 3 ani jumătate de administrație că va exista o îmbunătățire atât pentru cetățeni, cât și pentru vizitatorii ocazionale ai municipiului Pașcan. Dar, la fel, nu vreau să mă pronunț mai mult, nu vreau să critic, nu vreau să judec, se văd prin ochii privitorilor și a cetățenilor din municipiu. Bun. Dumneavoastră, ce proiecte, ce propuneri aveți? PSD, ca și celelalte partide competitoare, au pregătit, cred că au și lansat câte un program electoral. Da. Ce credeți că veți putea face în calitate de consilier dumneavoastră, alături de echipa dumneavoastră, în următorii ani de zile? Unul dintre proiectele mele de suflet pe care vreau să le pun în aplicare ca și consilier local este de a atrage investitori pentru crearea noilor locuri de muncă pentru tineri, pentru cetățenii care sunt plecați de mult timp din afara municipiului și care ar vrea să se întoarcă, dar stau cu frica că nu se vor regăsi, nu se vor acomoda și nu vor duce un trai cel puțin asemănător ca cel din Occident. Un alt proiect pe care ar vrea să-l pun în discuție ar fi creșterea grădinițelor, crearea unor noi grădinițe, a unor creșe cu program prelungit, deoarece mulți părinți lucrează în domenii unde necesită ore îndelungate de lucru și efectiv nu au ce face cu copilul, nepotul, după ce s-a terminat orele de program școlar. Prin crearea grădinițelor, creșelor cu program prelungit, ar fi oarecum scăpați de grija orei 12, orei 13 și ar sta fără grijă până la finalizarea programului de serviciu, unde s-ar duce mai degajat pentru a-și lua copilul. Este important pentru că în Pașcan nici nu sunt alternative private. Așa este, nu sunt alte alternative private. Mulți tineri au frica de a da naștere copiilor, datorită motivului acesta, care relativ pare banal. Nu știu ce să facă în momentul în care se termină concediul postnatal, ce pot face cu copiii după ora 12. Majoritatea părinților, fiind tineri, vorbesc în cazul meu, sunt tineri, sunt activi, lucrează. Nu m-aș putea baza pe programul lor încât să poată absenta de la serviciu pentru a ridica copilul și a-l duce la domiciliu și a-l supraveghea, educa, ar face temele până când eu sau soția vom ajunge acasă. Sunt de principiu că odată cu creșterea și extinderea programelor prelungite în creșe și grădinițe, obține o investiție valoroasă în binele copilului și al societății în ansamblu. Ar fi una din prioritățile dumneavoastră, care m-au făcut să mă implic și activ, mai mult decât mediul online și ideile date de acasă. Bun, ce alte proiecte, priorități mai aveți în vedere? După cum se observă, autostrada A7 este în plină construcție, iar municipiul Pașcan, fiind punct de tranzit, are acest avantaj datorită construcției nodului rutier din vecinătatea orașului. Odată cu reducerea taxelor și a impozitelor locale,
la minimul prevăzut de lege, vom reuși prin această cale să atragem investitorii ce vor aduce un plus economic și financiar municipiului. Deci vă propuneți să reduceți, am mai văzut această idee, să reduceți taxe și impozite locale? Da, am discutat și cu colegii din partid și cu domnul Pantazi. Ne propunem să reducem taxele și impozitele locale la minim pentru a putea atrage investitorii, multinaționalele, crearea locurilor de muncă, atragerea tinerilor. Mai ales pentru dezvoltarea business-ului și încurajarea investițiilor, astfel de facilități fiscale, pentru că la facilități fiscale probabil vă referiți, sunt necesare. Altceva? Ca orice municipiu care se respectă, sunt de părere, și nu doar eu, cât și ceilalți tineri, că orașul și municipiul Pașcani are nevoie de deschiderea unui cinematograf, unde tinerii, copiii, adulții își pot petrece împreună timpul relaxându-se. Eu aș avea o propunere pentru consilierii locali de a deschide un cinematograf și o zonă de food court undeva în vecinătatea fostei zone a traductoarelor. Voi pune în discuție acest proiect personal și dorința tinerilor din municipiu către consilierii locali și sper și îmi doresc să reușim să ducem la final și acest proiect de care municipiul Pașcani are nevoie. Vă referiți la fosta zonă industrială, unde sunt mai multe spații comerciale și așa? Exact, sunt mai multe spații libere, comerciale. Spații libere? Din câte știu și din câte am observat, mai sunt zone chiar și de închiriat, mai este spațiu și de construcție a unor căli, noi proiecte, noi spații. Interesant. Bun. Ce anume vă recomandă, atât pentru activitatea politică, cât și pentru cea administrativă? Principalele principii ce mă caracterizează sunt seriozitatea, punctualitatea, credința, curajul, dorința de învățare continuă și responsabilitate personală, de unde îmi vine și funcția, profesia de responsabil tehnic în cadrul formației de operat măsură. Sunt un bun ascultător și dezvolt și pun în practică ideile venite de la ceilalți. Sunt de principiu că orice idee, orice proiect pe care se dorește implementat, discutat, realizat, să fie expus atât în mediul public, prin sondaje, fie online, fie în zona cetățenilor, în care să asculte părerile. De exemplu, din 100 de persoane, întreb ce părere aveți dacă s-ar realiza în municipiul Pașcani următorul proiect. Câteva idei, câteva. Din cele 10 persoane și opinii, imposibil să nu găsim minim 3 păreri care aduce la dezvoltarea mult mai ușoară și mai sigură a municipiului. Bun. Pe final de emisiune, aveți un mesaj pentru cei care vă urmăresc, pentru colegii dumneavoastră de partid, pentru simpatizanți? Pe 9 iunie invit pe această cale pe toți cetățenii municipiului Pașcani să vină la vot pentru a alege un viitor mai bun, mai sigur, mai prosper, alături de domnul Pantazi și echipa PSD. Bun, a fost Andrei Vârlan, candidat PSD pentru Consiliul Local al municipiului Pașcani. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare.